Bună ziua, stimați jurnaliști, dragi cetățeni, cei care ne urmăriți de acasă. Sunt secretar general al Partidului Politic Pace și vă mulțumesc că ați dat curs invitației noastre. Astăzi, în cadrul conferinței de presă, vom aduce la cunoștință mass mediei, cetățenilor Republicii Moldova și comunităților internaționale despre abuzurile ilegale de la CEC și a judecătoriei în privința Partidului Politic Acasă Construim Europa. Îl invit aici pe vicepreședintele Partidului Politic Pace pe domeniul justiției și anticorupției, Maxim Chișca, care va da detalii despre aceste fără de lege. Bună ziua, stimați cetățeni! În contextul celor enunțate de către secretarul general și cu titlul de claritate, vreau să aduc la cunoștință nemiștit publicului că astăzi a avut loc ședința de judecată la Curtea de Apel Chișinău de examinare a contestației depusă de către Partidul Politic Pace, adică Partidul Acasă Construim Europa, împotriva deciziei abuzive a Comisiei Electorale Centrale de a nu ne include în lista partidelor care pot să-și înainteze candidatul pentru alegerile din 1 noiembrie 2020. Deci, statuăm în baza, sau suntem în prezența unei recidive periculoase de către comisă, de către Curtea de Apel Chișinău. De ce? Deoarece, repetat, însuși Curtea de Apel Chișinău nu a examinat în fond cauza, nu a admis explicații din partea nemișită a Partidului Politic Pace, nici a unei părți din cadrul procesului. Mai mult ca atât, astăzi, în cadrul ședinței de către Partidul Politic, Partidul Acasă Construim Europa, a fost înaintată și o sesizare privind ridicarea excepției de neconstituționalitate a prevederilor articolului 46, aliatul 2 litera din codul electoral. Și având în vedere că există o procedură aparte, o procedură specială, ceea ce ține de examinarea acestei sesizări, sau mai bine spus, întrunirea condițiilor prevăzute de lege, în acest sens, pentru a putea fi transmisă Curții Constituționale, Curtea de Apel Chișinău nici nu a trecut la examinarea acestui demers, nici nu a încercat să intre în esența acestui demers, deoarece s-a vociferat de mai multe ori în cadrul ședinței de judecată că nemijlocit norma care a statuat la baza emiterii hotărârii de pe cum se vehicula de către Comisia Electorală Centrală, cât și în continuarea acestor argumente enunțate și în actele prezentate azi în ședința de judecată, este o normă care va fi temei de examinare și va fi aplicată în cadrul procesului de judecată. Însăși Curtea de Apel Chișinău nici nu a dorit să asculte poziția unei sau alte părți. Mai mult ca atât, a încercat să caute alte motive subiective pentru a duce la aceeași hotărâre de declarare a inadmisibilității contestației depuse în acest sens, precum că, de fapt, nu s-a respectat o procedură care ea nici nu există, nici nu există norma legală în acest sens pe care ne-ar obliga. Adică, iarăși, s-a trecut la examinarea subiectivă a acestui demers, iarăși s-a mimat actul de justiție, ceea ce, într-un final, a dus la emiterea unei hotărâri arbitrale și neîntemeiată în acest sens. Deci, ca rezultat, nu avem altceva nimic decât a merge mai departe la Curtea Supremă de Justiție, pentru a ne valorifica dreptul pretins, pentru a demonstra dreptatea noastră. Și tot în acest sens sperăm că Curtea Supremă de Justiție va intra în esența problemei abordate și va face dreptate în acest sens. Ori în caz contrar, cum și-a mai vociferat anterior, vom merge la Curtea Europeană a Drepturilor Omului pentru a ne apăra drepturile noastre, drepturile care sunt sfidate în acest sens și până la ziua de astăzi de către CEC și Curtea de Apel Chișinău. Mulțumesc! Bună ziua, stimați jurnaliști! Mă numesc Denis Roșca, sunt prim vicepreședinte a Partidului Pace. Astăzi voi vorbi despre două lucruri. Primul este despre Comisia Electorală Centrală, doi despre sistem.
Primul punct. Comisia Electorală Centrală și-a pierdut legitimitatea, deoarece în ultima lună a făcut 3 acțiuni care au subminat alegerile libere și corecte. Prima acțiune a fost neadmiterea candidatului partidului politic Pace în cursa electorală pentru alegerile prezidențiale. A doua acțiune a deschis mai puține secții de votare peste hotarele țării pentru ca diaspora noastră să nu dețină posibilitatea de a-și exercita votul. 3. Comisia Electorală Centrală a inventat o problemă artificială prin care nu permite partidelor politice să valorifice resursele financiare în contextul alegerilor parlamentare. Al doilea punct despre care doresc să vorbesc este despre sistem. Partidul politic Pace se solidarizează cu partidele pro-europene care cer demisia președintelui Comisiei Electorale Centrale. Dar totodată reiterăm, președintele Comisiei Electorale Centrale a fost pus în funcție la inițiativa unui din aceste partide pro-europene. De fapt, noi venim cu o altă abordare și venim cu un apel către toate partidele pro-europene. Să rezolvăm problema în fond, dar să nu vorbim despre schimbarea oamenilor. Noi propunem schimbarea sistemului. În scurt timp vom prezenta și soluții ce înseamnă rezolvarea și cum de fapt se fac acest lucru. Se face prin schimbări de legislații, prin schimbări de regulamente și proceduri. Într-un final, vreau să reiterez, noi susținem poziția partidelor pro-europene privind demiterea președintelui Comisiei Electorale Centrale și condamnăm definitiv acțiunile pe care le-au exercitat Comisia Electorală Centrală în ultima perioadă. Mersi. Bună ziua! Ceea ce se întâmplă astăzi este o panică a celor doi candidați la funcția de președinte, cei care se consideră lideri în cursa electorală. În raport cu, cu candidatul Partidului Pace, se exercită o execuție publică comandată de actorii politici și executată de președintele și secretarul CEC, care au fost numiți anume de acești doi lideri politici care sunt, se consideră în cursa electorală lideri. De ce se tem acești doi lideri? Se tem pentru că candidatul Partidului Pace vine la funcția de președinte pentru a da puterea și a renunța la lux. Acesta este un lucru principal. A renunța la clădirea președinției de pe Bulevardul Ștefan cel Mare, care cheltuie sume enorme anual. A renunța la reședința de la Condrița, care trebuie transformată într-un azil pentru bătrâni și o casă de copii. A renunța la paza excesivă și la multiplele mijlocuri de transport și la altele. Mulțumesc! Bună ziua, stimați jurnaliști, dragi cetățeni! Așa cum au menționat colegii mei din cadrul Partidului Pace, noi condamnăm deciziile ilegale îndeplinite la comandă politică de către Comisia Electorală Centrală. Noi condamnăm deciziile la fel ilegale admise de către Curtea de Apel Chișinău, care vin să facă nu altceva decât să astupe deciziile ilegale primite de Comisia Electorală Centrală pentru a nu admite candidatul Partidului Pace să poată participa în cursa electorală. Toate aceste presiuni și jocuri care sunt făcute, reiterez, la comandă politică, de CEC și ulterior de instanța de judecată, nu sunt altceva decât tergiversarea termenului ca candidatul Partidului Pace, care vine cu un alt fel de program politic decât cei care vin să ia puterea, vin să se înconjoare cu mai mulți bodyguards și mai multe mașini de lux, Partidul Pace înaintează un candidat care vine să facă un echilibru
în clasa politică și în societate. Anume din acest considerent, aceste instituții îndeplinesc comenzi politice și ne primblă dintr-o instanță în alta doar pentru a nu reuși să înregistrăm candidatul și să venim cu o alternativă clară pe care de fapt o merită și o așteaptă cetățenii Republicii Moldova, un președinte pentru popor. Țin să menționez și să subliniez cele menționate mai sus că nu spun întâmplător că sunt comenzi politice și sunt regizate aceste decizii. Deoarece cu părere de rău, astăzi, în completul de judecată, unde a fost luată iarăși o decizie care pune într-o situație complicată Partidul Pace și nu-i permite înregistrarea candidatului, este cine credeți că nu altul decât judecătorul care a fost repartizat inițial acest caz și el era la odihnă. De ce credeți că anume acestui judecător iarăși a fost repartizată această cauză? Pentru că el este cel docil care ascultă politicul și cei care dau indicații. Voi fi solidar cu partidele pro-europene care au solicitat demisia președintelui cec, dar și ceea ce au spus colegii mei mai sus, noi, Partidul Pace, cerem necondiționat demisia președintelui Comisiei Electoral Centrale și a secretarului Comisiei Electoral Centrale, deoarece acești doi sunt exponenți ai partidelor politice, mai bine spus, sunt exponenți ai celor doi favoriți, așa cum se laudă ei pe la televiziunile controlate, că sunt favoriți în cursa pentru prezidențiale. Ei sunt cei care le vor face jocul politic acestor doi candidați. Anume, din acest considerent, noi cerem demisia președintelui și secretarului cec. Țin să menționez că noi nu vom ceda, noi vom lupta, vom contesta și de această dată decizia ilegală adoptată de Curtea de Apel Chișinău, vom contesta la Curtea Supremă de Justiție în cel mai scurt termen posibil. Juriștii noștri deja pregătesc contestația argumentată, bazată pe legislație și pe probe care vorbesc clar despre faptul că noi, Partidul Politic Pace, avem dreptul să înaintăm un candidat în cursa prezidențială. Ținem să credem că judecătorii din cadrul Curții Supreme de Justiție, ca și în primul caz, când au oprit dezmățul celor de la Curtea de Apel și ne-au dat nou câștig de cauză, și în acest caz vor fi raționali, se vor ghita doar de lege și de intima convingere și nu vor admite influențe necorespunzătoare din partea persoanelor interesate în acest proces și interesate de a nu admite candidatul Partidului Politic Pace în alegerile prezidențiale. Totodată țin să avertizez atât Comisia Electorală Centrală și exponenții partidelor politice care fac jocuri politice și altor persoane care încearcă și fac abuz de funcțiile pe care le dețin pentru a emite decizii ilegale în privința Partidului Pace, că noi ne rezervăm dreptul să manifestăm, inclusiv prin proteste sau alte tipuri de manifeste, prin care ne vom arăta dezacordul cu deciziile ilegale aprobate în privința noastră. Și da, cu siguranță, în cazul în care nu vor fi luată o decizie corectă, legală și nu vor fi respectate drepturile și libertățile fundamentale în instanțele naționale, cu certitudine, noi vom contesta aceste decizii pe care le considerăm ilegale în Curtea pentru Drepturile Omului. La CEDO. Vă mulțumesc!